Bună seara, stimați telespectatori! Bun găsit la emisiunea Panoramic! Avem plăcerea ca în această seară să avem în studio pe domnul Radu Herjeu, membru CNA, scriitor, jurnalist, sau o să vedem alte calități, pentru că într-o discuție prealabilă dânsul nu se definea neapărat într-una din aceste paradigme, bine, mai puțin cea de membru CNA în care este indubitabilă. Și o să aflăm în această seară foarte multe lucruri despre ce înseamnă televiziunea la prezent și, având în vedere că suntem la o televiziune cu o anumită tematică, să vedem cum ne încadrăm noi, din acest punct de vedere, în ce se dorește să fie la nivelul mass media locală și națională. Bun venit în studioul nostru! Bine v-am găsit! Mai întâi să începem chiar cu acest lucru, pentru că, deși sunteți o personalitate foarte cunoscută și v-ați remarcat în diverse domenii, de la presă, în sensul că ați prezentat mulți ani celebre jurnale de știri, mă refer ca audiență, sunteți scriitor, ați publicat mai multe cărți, sunteți dramaturg, se joacă piesele dumneavoastră și, bineînțeles, ați îmbinat toate acestea cu a fi membru CNA în urmă cu 2 ani. De unde am începe discuția noastră? De la faptul că, ce vă spuneam și înainte, să facem această legătură, nu m-am considerat jurnalist niciodată, m-am considerat om de televiziune. Pentru că în viziunea mea, sigur, nu trebuie să o împărtășească toată lumea, dar în viziunea mea, jurnalistul e mult mai mult decât omul de televiziune sau omul de radio. Și de foarte multe ori, jurnaliștii sunt cei care nu se văd la televizor sau poate nu se aud la radio. Eu n-am fost un om de teren, n-am fost un om care să-i placă să se ducă, să se agite, să călătorească, să stea în zăpadă până la gât, să transmită, să se ducă acolo în focul evenimentelor. N-am fost genul acesta. Eu, fiind o persoană mai comodă, mie mi-a plăcut munca în redacție, în studio, să aduc invitați, să stau de vorbă cu ei, să fac un documentar, deci alt gen. La scriitor, la fel. Mi-e greu să mă numesc scriitor pentru că n-am avut acest microb, n-am avut această pasiune de a scrie, Eu am scris pur și simplu ca un mod de a comunica, un mod de a scoate din mine lucrurile pe care credeam eu că merită să le împărtășesc celorlalți. Mi-e și greu când spui scriitor, mai văd acum câțiva, mă rog, mai ales vedete, care scriu și ei, scot o broșurică așa și eu sunt scriitor. Marin Preda a fost scriitor. Hai să ne înțelegem, da? Marin Sorescu a fost scriitor. Avem așa puțină decență când ne auto-introducem într-o castă din asta, să ne vedem totuși lungul nasului. Mai sunt care spun, sunt artist. Nu. Artiștii sunt alții. Ca să fie artist, un simplu actor sau un simplu absolvent, de exemplu, de un ATC, nu e artist. Ca să fie artist înseamnă să fii mult mai mult decât un performer, cineva care face ceva, dă din gură sau din corp. Și atunci eu am încercat întotdeauna să-mi văd locul în spațiu. Asta nu înseamnă că sunt modest. Că nu sunt modest. Și totuși, lumea ați putea fi suspectat de asta. Da, nu. Lumea mai câteodată chiar îmi spune că nu sunt modest. Nu. În momentul în care fac un lucru de care sunt mulțumit, care mie mi se pare a fi bun și de calitate, n-am nicio problemă să spun și nici nu o voi acea falsă modestie, de fapt, nu e adevărat. Ba da, ce am făcut e bun. De exemplu, multe emisiuni pe care le-am făcut eu de-a lungul anilor au fost foarte bune. Mult mai bune decât ce se face azi în televiziune. Piesele, unele dintre piesele pe care le scriu, din punctul meu de vedere, sunt foarte bune pentru ceea ce s-a dorit de la ele. Deci n-am o problemă în a-mi aprecia realist, zic eu, realizările. Doar atât că nu vreau să mă consider mai mult decât sunt. Bine, putem să spunem, convenisem cumva înainte de a intra în casele telespectatorilor, specialist în comunicare. Da, și asta, vedeți, chiar sunt, de exemplu, deci chiar știu să comunic și chiar știu să înțeleg pe ceilalți atunci când încearcă să comunice. Știu să descifrez cum orice formă de comunicare are câteva elemente, unele vizibile, altele mai puțin vizibile, unele mai subliminale, unele care țin, trebuie să știi, să cunoști puțină psihologie, sociologie, ca să poți să percep mesajul sau să-l transmiți într-o formă cât mai eficientă. Eu consider că sunt foarte bun la așa ceva.
dovadă este că sunt deși cunoscut în domeniu, în același timp și apreciat. Una din aprecieri este și aceea că Parlamentul v-a ales ca membru al CNA să supervizați activitatea acestei jungle, care o putem numi așa, cea a televiziunilor, atât cele naționale, că bănuiesc că jungla e mai mare la nivel național, mare, da, cât și cele locale. Având în vedere că ați venit, iată, în aceste zile în Gorj, cum găsiți situația de la Gorj, având în vedere că, raportat cu alte județe, la noi sunt mult mai multe instituții media decât pe metru pătrat decât în alte părți? Pe de o parte e un lucru foarte bun, pentru că înseamnă că oamenii au de unde alege și au șansa de a avea acces la multe informații care utile pentru viața lor de zi cu zi, ceea ce extrem, și pe care nu le primesc de la televiziunile sau radiourile naționale. Nu le primesc, că, în primul rând că nu le interesează și în al doilea nici n-ar putea într-un program de 24 de ore să mulțumești fiecare cetățean din fiecare oraș, cătun sau metropolă din România. Deci, pe de o parte, este un lucru foarte bun. Pe de altă parte, însă, din păcate, din cauza situației economice, de la nivelul nu doar al județului, în general, în țară, piața sau economia privată, dacă vreți, nu poate susține în mod normal și așa cum ar trebui toate aceste instituții de presă. Nu sunt bani, nu se produc, nu sunt atâtea companii, firme, magazine care să-și facă publicitate. Da? Și atunci, de foarte multe ori, supraviețuirea unui post depinde foarte mult de bani publici. Și nu atât de banii publici, că nu asta e marea problemă, ci de cel care aprobă banii publici să meargă într-o parte sau în alta. Și e o problemă pentru că, deci nu e nimic, eu am spus întotdeauna, nu e nicio problemă, eu când aud asta că a avut contracte cu statul, așa, și statul dacă vrea să facă o șosea, cu cine să facă, iertați-mă, nu trebuie să facă un contract și firma privată care face șoseaua nu trebuie să facă un contract cu statul, adică povestea asta, domne, Xulescu a avut contracte cu statul, așa, și care e problema? Important e, a furat statul, contractele au fost păguboase pentru stat, deci despre asta trebuie să discutăm, nu simplu fapt că au avut contract cu statul, chiar și aici, și aici la fel, simplu fapt că există în toată lumea, administrațiile locale au un fond destinat audiovizualului local. De ce? Pentru că administrația are nevoie de mass media să transmită populației proiectele administrației, realizările administrației, să consulte populația pentru ca administrația să știe ce trebuie să facă, adică iar televiziunea aceea fiind privată nu trebuie să facă pe gratis, că îi place de moaca primarului. Deci acei bani publici trebuie folosiți. Vrea, de exemplu, nu știu, să construiască un pasaj. Păi cum să afle opinia oamenilor? Prin mass media. A făcut un pasaj, vrea să vadă, oamenii sunt mulțumiți, nu sunt mulțumiți, etc., etc. Vrea să facă, nu știu, zilele orașului. Păi cum să promovezi, cum să faci acțiuni dacă nu te folosești de mass media, care să spună tuturor ce se întâmplă acolo. Bun. Deci acești bani publici, faptul că merg la posturile private, nu e nicio problemă. Problema e în momentul în care acești bani publici sunt condiționați. Direct sau indirect. Acolo e problema și vreau să vă spun că, din păcate, această problemă există la nivelul întregii țări. Unde, de foarte multe ori, posturile, ca să supraviețuiască, sunt nevoite să facă compromisuri ca să obțină acei bani publici. Dar avem aici, în general, nu neapărat în județul Gorj, dar e clar, primarul, președintele Consiliului Județean, vrea să fie mai frumos, mai nu știu ce, deci a făcut foarte multe, sau cel puțin așa se vede în media. Pe de altă parte, pot să fie și, să zicem, și partea cealaltă, adică televiziunile despre aceasta sau posturile de radio, să se regimenteze cumva spre o anumită orientare politică, să spunem. Prin Occident se întâmplă acest lucru, adică știi, mă uit la postul cu tare că are o anumită orientare conservatoare sau ceva de genul. Dar este în mod transparent și asumat. Aici este iar un acolo știți ce se întâmplă? În Occident televiziunea, se știe, de exemplu, Fox News, da, este o televiziune de dreapta. Dar nu se știe cui e tu. Deci nu zice nimeni, Fox-ul ia lui ăla. Nu, se știe că Fox News este... Aici se știe, postul ăsta este al lui ăla, care este prieten cu ălălalt. Nu, la noi... Bine, la noi nu există stânga-dreapta, da, la noi omul decât politic... în teorie, în teoretic, practic. Omul politic azi e de stânga, mâine de dreapta, jurnaliștii, așa, posturile care urmăresc sunt ba de stânga, ba de dreapta, în funcție de pe cine laudă și pe cine apreciază. Noi nu avem. Deci în România nu există stânga, nu există dreapta.
Să ne înțelegem. Diferențele n-au nicio legătură cu filozofiile politice, cu programe politice, n-au absolut nicio legătură cu nimic. Cine spune, poți tu, ca, eu ca persoană, de exemplu, da, eu mă consider mai mult de stânga decât de dreapta. Dar nu mă consider, deci, eu pot să explic ce înțeleg eu prin a fi de stânga și de dreapta. Și de asta, când mă uit la oameni care spun, partidul ăla e de dreapta, hai să fim serioși, sau partidul ăla e de stânga, sau ales politici de stânga, nu sunt, în sfârșit. Deci, acolo se face în mod transparent. La noi nu. La noi nu. Și câteodată, în numele acestei afilieri politice, se încalcă legea în mod grosolan și se ajunge la CNA. Pentru că, de multe ori, eu înțeleg, adică pot să înțeleg dorința, tentația de a sprijini un anumit candidat în defavoarea altuia. Dar trebuie să o faci astfel încât să nu calci legea. Trebuie să o faci astfel încât televiziunea sau radio, dar mai puțin radio, de obicei televiziunea, să nu se transforme într-o unealtă politică. Deci, televiziunea trebuie să rămână în continuare un mijloc de comunicare. Nu e o măciucă care să dai în cap contracandidatului și nici nu este o perie cu care să-ți curețe moderatorul scamele de pe sacou. Mai ales că vă spun sincer, ca om, ca specialist în comunicare, dacă vreți, efectul este minim. Eu le-am spus-o multor oameni politici care, într-un fel sau în altul, aveau vreo legătură cu vreo televiziune. Și le-am spus, vă iluzionați dacă vă imaginați că oamenii vă aleg pentru că vă laudă o televiziune de dimineața până seara. Mai ales când e vorba de comunități mici, unde toată lumea știe ce a făcut primarul. Trebuie doar să iasă din casă. Poate o televiziune să-l laude și să-i ridice statuie de dimineața până seara. Omul ăla nu-l va vota dacă nu-i mulțumit de ce s-a întâmplat în oraș. Să ne înțelegem. Invers, poți tu ca televiziunea contra candidatului să-l înjuri pe primar de dimineața până seara și să spui că n-a făcut și n-a adres. Dacă omul-i mulțumit și el consideră că s-a făcut, o să-l voteze. Deci, ei supralicitează efectul mass mediei locale asupra rezultatului voturilor. Nu, el este minim. Influență foarte mare au canalele centrale, unde și manipularea se face în cu totul alt mod. Da, unde se fac guverne, se dărâmă guverne. Deci acolo, da. Dar și acolo, să știți că, în general, influența este, merg, nu știu, cu PSD-ul sau merg cu PNL-ul sau merg cu USR-ul sau merg cu PMP-ul. Noi nu prea am avut, deci la nivel central la alegerile parlamentare, nu prea se face manipulare pentru o persoană sau nu, că tu te duci și pui ștampila pe o listă. Deci, de asta spun, acolo cu totul altele sunt mecanisme și mizele sunt foarte mari. Dar într-o comunitate, repet, nu poți să păcălești un om. Nu poți să îi spui că negru este alb, că omul iese pe stradă și vede imediat dacă e alb sau negru. Ori iluzia asta a oamenilor politici, că dacă își subordonează prin diferite mijloace, amiciție, prin bani publici, un post, și că în felul ăsta, gata, și-a asigurat realegerea, da, de multe ori este o socoteală greșită. Însă aș vrea să discutăm puțin apropo de partea. Fiecare și-a făcut o televiziune dintr-un anumit scop, o afacere sau un anumit scop. Adică un om politic să se promoveze pentru că există acest lucru sau, mai știu eu, să-și protejeze o afacere. Au fost numeroase cazuri de acest gen și poate și la noi în județ, dar cu siguranță în toată țara. Problema este că în privința calității programelor și la nivel central și la nivel local și mai ales a părții educative, a părții culturale din aceste programe, lucrurile nu stau deloc în regulă. Există și niște norme CNA pe care, dar de regulă nu prea se văd, să spunem așa, nu neapărat nerespectate. Adică televiziunea publică se supune, să spunem, unor normative cu emisiuni, pe când celelalte televiziuni se declară într-un fel sau mai știu ce, și nu respect. Iar în privința televiziunilor locale, din nefericire, de multe ori se vede acest lucru, primează administrația, pentru că am vorbit mai devreme, înțelegem de ce pe undeva, mai puțin partea culturală sau educativă. Da, deși, vă spun sincer, ar fi mai ușor de făcut și mai puțin costisitor decât s-ar putea face la nivel central. Plus că, în loc să dai în reluare o emisiune, poți să faci o altă emisiune nouă de tipul ăsta cultural-educativ. Vă dau un exemplu, eu cu mare surprindere, cred că la Litoral TV, sper să nu mă înșel, dar oricum ei nu mă aud, deci nu o să se supere pe mine, dar cred că la Litoral TV
sau la Columna. În sfârșit, am fost la atâtea posturi încât nu mai țin minte exact. Aveau o emisiune de 10 minute în fiecare zi de astronomie. Au găsit un tătăiță de vreo 80 și ceva de ani, extrem de pasionat, un astronom acesta amator, dar extrem de pasionat, care mergea la congrese, în sfârșit. Și venea și povestea, în special pentru tineri, despre stele, despre corpuri cerești, despre... Și zice, vă crede, eu i-am dat spațiu, oricum, nu mă costa nimic, îi dădea 10 minute, nu era nicio problemă, omul a venit, a zis, nu vreau niciun ban. Lasă-mă doar să vorbesc despre pasiune. Am descoperit cu surprindere că între programele noastre cele mai despre care se vorbește în comunitate, deci se uită lumea. Se pot face. Deci e simplu, aduci un profesor de istorie, care să zic, nu mult, trebuie să faci o oră, o dezbatere de aia la care nu s-ar uita nimeni. Nu, 5 minute să povestească despre bătălia de la Rovine. Sau un geograf în 5 minute să-ți povestească despre ce se întâmplă în Amazon sau o tradiție a indienilor de nu știu unde. Atât e suficient. O pastilă din asta. Și dacă faci mai multe pastiluțe, una de istorie, una de geografie, una de... poți să faci și emisiuni culturale educative. Da, trebuie să vrei. Din păcate, da, e o problemă foarte mare cu care se confruntă mass media românească. Nu mai există emisiuni pentru copii. Ceea ce e o mare problemă. Este o mare problemă. Încet, încet, cam tot ce apare la televizor are legătură cu dezbaterile de tip politic sau divertismentul de tip facil. Ceea ce, din punctul meu de vedere, e dăunător pentru că nu există alternativă. Ideea aia cu, doamne, să se ducă la teatru. Nu e chiar așa de simplu. Să pună mâna pe carte. Nu e așa de simplu. Lucrurile astea nu se schimbă pentru că așa ar fi bine. Societatea românească a intrat într-o oarecare spirală descendentă după 1989, din care nu poți să ieși spunându-le ce ar trebui să facă. Nu, nu, trebuie să găsești acele mijloace prin care să inversezi puțin trendul situații și să încerci să îi aduci la un normal în care să fie firesc să citești, să te duci la teatru, să-ți dorești tânărul să-și dorească să facă lucrurile astea. Din păcate, nu numai la noi, televiziunea este unul dintre cele mai influente mijloace sau cele mai influente lucruri în societate. Ele creează direcțiile, ele trasează moda. Ori ele sunt responsabile, televiziunea principală este responsabilă de eventuala, dacă vreți, revenirea României la un status normal. Împreună cu sistemul de învățământ, evident, pentru că atâta timp cât sistemul de învățământ nu se reformează, poți să te chinui tu și politician și om de televiziune, nu o să reușești absolut nimic, atâta timp cât tinerii vor continua să iasă din liceu cu zero cultură generală, se vor duce și vor face o facultate inutilă pentru că, unu, n-au ce căuta în facultatea respectivă, că n-au niciun fel de, dar așa trebuie să fie, că trebuie să fii avocat, trebuie să fii medic, că nu e așa, profesor, nu se mai face nimeni, deși tu n-ai nicio treabă, sau te faci jurnalist, deși tu habar n-ai care e capitala Rusiei. Iertați-mă, da. Și oamenii ăștia vor ieși, vor găsi un post undeva, și vor mări numărul de incompetenți pe metru pătrat care există în România și care este foarte mare din punctul meu de vedere. Nu, tocmai din acest punct de vedere întrebam, pentru că lipsind acest, deci e clar, și generația tânără și generația de 40 de ani, să spunem așa, se informează la televizor. Practic, nu mai citește o carte, se uită la televizor, că sunt filme, că sunt alte programe, asta este altă problemă. Ori, dacă prin aceste mijloace care le caută, că și internetul e tot o junglă, că vorbeam mai devreme de... Mai mare decât televiziunea, da. Dar... Și nereglementată. Poate aici CNA-ul face, cumva reglementează lucrul și e ceva bine. Mă refer în privința audiovizualului, că e ceva în, cât de cât controlat. Internetul... Este necontrolat, dar și pentru că nu poate fi controlat. Adică, în mod obiectiv, n-ai cum să controlezi. Cantitatea de informație de acolo este colosală. N-ai avea... Sunt propuneri, am văzut. Există diverse teorii pe acest lucru. Da, să le vedem întâi. Dar de asta zic, în condițiile în care tinerii nu găsesc pe televiziune diverse lucruri care să facă, să le cultive anumite gusturi, anumite pasiuni până la urmă, avem problema aceasta că îi regăsim,
ca spectatori, ca telespectatori, în acele programe facile în care ajungem cu anumite programe să ajungă la milioane de telespectatori, sau îi mai găsim destul de mult în ultima perioadă pe emisiunile de știri, pe canalele de știri, care fac totuși un rating destul de bun. Au ajuns unele dintre televiziunile de știri undeva pe 3-4 la nivel național pe anumite segmente orale. Da, dar știți că au ajuns nefiind sub nicio formă televiziune de știri. Doar că circula ele nu este între maneliști și amante, ci este între oameni politici și alți oameni politici. Asta e singura diferență. Da, totdeauna se prăbușește ceva. Din păcate, noi nu avem televiziuni de știri, de adevăratele. Deci, CNN nu e televiziune de știri, să ne înțelegem. Noi care merge așa... la fața locului. La deci noi nu avem așa ceva. Noi avem niște televiziuni care, în afară de buletinele de știri, unde într-adevăr sunt știri, restul se bate apa în piu timp de multe ore pe baza unui zvon, a unei păreri, a unei... Deci, nu putem vorbi de televiziuni de știri. Și atunci, de asta audiența lor a crescut. Pentru că au coborât, dacă vreți... Ștacheta foarte mult și în loc de seriozitate și informare și discernământ și echidistanță și tot ce vreți dumneavoastră, adică toate aceste calități pe care ar trebui să le aibă știrile și dezbaterile legate de actualitate, și avem încă o dată, avem un fel de talcioc în care vin oameni care n-au nicio legătură cu nimic. Te întreb, domnule, dar omul ăsta ce a făcut în viața lui? Cu ce se ocupă? De unde știe el de la crescutul rapiței până la de ce cad avioanele? Că îl vezi discutând la mai multe posturi despre toate subiectele astea. Și o fac cu atâta naturalețe de spui că, hai de capul meu, omul ăsta sigur este specialist în aeronautică. Și după aia afli că, de fapt, a condus o companie de cosmetice. Deci... De asta spun, din păcate, România, eu am spus întotdeauna, are mai multe televiziuni de știri decât știri, decât poate produce. România nu produce știri. România este una dintre țările în care nu prea se întâmplă nimic, să ne înțelegem. Deci, faptul că se face mult zgomot, e piesa, mult zgomot pentru nimic, nu înseamnă că se și întâmplă ceva, ci doar că noi știm să batem toba pe nimic și să facem din țânțar armăsar. Dar noi nu producem multe știri. În schimb, avem multe, multe și au fost și mai multe posturi de știri așa numite care disecă acele non-știri. Și pentru că n-au cu ce să umple programul, introduc tot felul de lucruri care n-au nicio legătură cu, de fapt, cu menirea lor. Da, tinerii, din păcate, se uită mai puțin la televizor. Din păcate și din fericire, încă nu m-am decis. De ce spun asta? Pentru că alternativa lor nu e să pună mâna pe carte. E internetul. E internetul. Și cum foarte bine spuneați, de bine de rău, eu la CNA pot pe undeva să îl protejez, da? Că am protecția minorului. Se mai corectează excesele, da. În menirea CNA-ului, da? Protecția minorului, îngrădind puțin posturile să nu dea chiar tot ce vor ei între 7 dimineața și 10 seara. Pe internet nu există niciun fel de opreliște și, după cum spuneam, nici n-ar putea exista. A fost la un moment dat o idee, dar asta e o idee caragioasă, să-ți imaginezi că vreun organism ar putea vreodată să reglementeze internetul. În primul rând că el este foarte mobil, spre deosebire de televiziune. Deci o televiziune, când nu-i convine legislația, foarte greu să-și ia calabălâcul, se mute în altă țară unde legislația este mai favorabilă. În momentul în care, să spunem, mâine, Parlamentul ar zice, ok, de mâine CNA-ul trebuie să verifice internetul. Păi a doua zi, toate site-urile românești s-ar schimba din târgujiu.ro, s-ar schimba în târgujiu.md, s-ar muta pe serverul din Republica Moldova, fără niciun cost, fără nicio problemă și la revedere, a scăpat de sub jurisdicția română. Deci, obiectiv, n-ai cum să controlezi, nici n-ai rost să încerci lucrul ăsta. Dar asta spuneam, alternativa este internetul, unde cantitatea de informații este uriașă și capacitatea tinerilor români, mai ales a celor mulți care sunt, din păcate, analfabet funcțional, deci ei nu înțeleg semnificația lucrurilor. Nu sunt, știu să citească, dar nu înțeleg semnificația ceea ce citesc. 42% de copii de 15 ani. Enorm, eu cred că sunt mai mulți, dar cred că sondajul acela a fost subiectiv sau optimist, dacă vreți. Bun, în momentul când copiii ăștia intră într-o junglă și nu sunt pregătiți, ei n-au niciun fel de instrument prin care să discernă, să spună, stai mă, asta e o prostie, asta trebuie să mă mai gândesc, asta s-ar putea să fie o păcăleală. Nu, ei iau și ca orice copil,
Că sunt încă copii. La 14-15 ani sunt copii. Adică, știu că ei se cred deja maturi, dar sunt copii. Absorb orice. Și în mod, mai ales inconștient. Deci nu realizează că o imagine văzută undeva, un titlu de ziar sau de articol citit undeva, se așează ca informație într-o structură și mai târziu constați că ai anumite viziuni, să le spunem, despre lume și nu știi de unde. Pentru că nu conștientizezi că tu te-ai construit ca tânăr, plecând din adolescență, punând acolo de avalma tot felul de prostii. 90% nu aveau ce să caute în viața ta. Și când ajungi la 18-20 de ani și deja ești plin de reziduri de genul ăsta, e foarte greu să faci ordine. E foarte greu să spui, stai un pic, stai, ia să încep eu să elimin din mine lucrurile care îmi fac rău și care... Foarte, foarte greu. Gândiți-vă, eu întotdeauna fac această paralelă cu mâncarea. Până în 1989, românul habar n-avea că mâncarea poate să-ți facă rău. El nu știa ce e aia, ce s-a alea, euri, că margarina e rea. Păi se mânca margarină, cum să, după Revoluție când se vorbea, hai, margarina e rea, du-te mă, cum să fie rea? Păi da, că uite, are grăsim, nu știu de care. Sucurile, păi până au acceptat totuși oamenii și mulți, nici acum nu vor să înțeleagă că sucurile carbogazoase sunt dăunătoare organismului, mai ales la cei mici și mai ales în exces. Bun, încet, încet, mai ales copiii crescuți în familii sănătoase mental și au început să învețe și să ceară și să își dorească să mănânce sănătos. În familia în care, în schimb, copilul, deci îi dai copilului toată ziua ciocolată că mănâncă și în felul ăsta ai scăpat de o grijă, îi dai să mănânce Coca-Cola și când vrei să-l scoți în oraș și îl duci să mănânce hamburgeri, degeaba când ajunge la 150 de kg mai vrei tu să-i spui, oh, pa, mămică, hai să trecem pe ciorbă de ștevie că nu mai merge. La revedere, ai terminat. Nu poți, pentru că acel copil nu va înțelege niciodată. Deci el nu e capabil, el învață, el capătă niște deprinderi. Dar odată ajuns la 15-16 ani, mâncând tot timpul fast food, e inutil să-i spui, că el nu înțelege. Păi stai un pic, cum adică nu-i bine? Ce e aia nu-i bine? Păi stai să vezi că cu grăsim, că o să mor, colesterolul... Așa e cu fumatul, de exemplu. Dacă unui copil nu știi să-i explici de ce e rău fumatul, poți tu să-i spui, stai că o să te îmbolnăvești la un moment dat, să trăim noi până atunci și o să vedem. Așa e și cu televiziunea. Tinerii trebuie crescuți, trebuie să aibă educație media. Trebuie să aibă, sau internetul, trebuie să învețe să folosească filtrele pentru a recepta tot ceea ce transmit ceilalți. Și educația media ar trebui să fie făcută în sistemul de învățământ? Da, eu cred că da. Din păcate, în România nu prea e cine să o facă. Pentru că asta înseamnă să ai specialiști în media. Noi nu avem specialiști în media. Adică jurnaliștii nu sunt specialiști în media. Să ne înțelegem. Eu un om care își face o meserie. Specialist în media este cu totul altceva. Este un om care privește, dacă vreți, și din interior și din afară și care are o anumită filozofie despre cum funcționează. Eu am avut un curs la facultate, cât am predat, se chema Televiziune, Cultură și Societate. Și exact despre asta vorbeam, despre modul în care televiziunea modifică cultura și în ce fel influențează modul în care arată o societate la un anumit moment. Despre așa ceva e nevoie. Eu mi-aș dori și voi încerca să am această inițiativă, să merg la Ministerul Educației, să începem cu câteva ore experimentale de educație media, sperând ca încet, încet să găsim oameni care să poată să susțină în mai multe licee, pentru că eu cred că e nevoie de așa ceva. Că a venit vorba de licee, ați fost ieri la unul dintre cele mai importante licee din Târgu Jiu, Colegiul Național Tudor Vladimirescu. Bine, din ce am înțeles, vizita a fost cu caracter special, adică prilejuită de acea competiție Licart. Licart, sau? Da. Foarte cunoscut, adică e un festival din ce am... E un festival de arte pentru liceeni, da, de 16 ani. Nu este atât de cunoscută pe cât mi-aș dori eu, am descoperit aici, pentru că, din păcate, unicul nostru mijloc de a comunica cu liceenii, deci de a le aduce lor la cunoștință faptul că există acest concurs, este prin școală. Sigur, noi o facem și prin internet. Da, așa cum spuneam, pe internet sunt miliarde de informații. Ca să ajungă una dintre ele, ar trebui să pot să plătesc eu publicitate, ceea ce nu pot permite.
Și atunci noi am încercat pe calea cealaltă, adică prin Ministerul Educației, cu care noi suntem parteneri, să fie informați inspectorii școlari, inspectorii școlari să vorbească cu consilierii educativi din fiecare liceu, ca aceștia ajunși în liceu să se ducă din clasă în clasă și să spună elevilor, vedeți că, uite, există un concurs foarte tare, cu premii extraordinare, vă vede multă lume, creațiile, hai, înscrieți-vă. Din păcate, uite și aici, la Tudor Vladimirescu, am constatat că nu, mulți dintre ei habar n-aveau despre chestia asta. Ceea ce înseamnă că informația n-a ajuns la ei în liceu. De ce vă întrebam de acest lucru? Cu ani în urmă, cel puțin la Gorj, exista o mișcare de reviste școlare și la nivel de liceu și la nivel de gimnaziu foarte puternică. Gorjul impunea la nivel național în premii, era vorba de concursul național al revistelor școlare, se desfășoară și acum, dar mult mai puțin important, să spunem așa, cu siguranță e mult sub festivalul Licard. Erau foarte multe reviste, mulți copii care mergeau la Tinere Condé, al concurs foarte cunoscut, și se remarcau de aici, s-au și format. Sunt mulți colegi din mass media locală, sau sunt profesori de română acum, care au creat aici. Din păcate, aceste lucruri au început să coboare și din rațiuni materiale, dar și din rațiuni, pasiunea tinerilor s-a schimbat. Nu prea mai este spre literatură sau nu mai sunt tentați să știe, nu îi mai stimulează ceva de acest gen. Să știți că nu pot fi de acord. Știți de ce? Pentru că am constatat, de exemplu, o schimbare de evoluție în ultimii ani la Licard. Dacă în primii ani, atunci când ei trebuiau să-și trimită creațiile în plic, că nu exista internet sau nu avea, numărul poeziilor era mai mare decât al fotografiilor, câteodată din considerente economice, că trebuia să-și printeze fotografia, mă rog, să meargă la centru, că pe atunci nu se printau, că nu se ducea la centru să-și scoată fotografia pe hârtie sau pună în plic să o trimită. În momentul în care a intervenit înscrierea pe internet, numărul fotografilor înscriși a fost cu mult mai mare decât al poeților. Vreau să vă spun că în ultimii 3 ani s-a inversat tendința. Și astăzi, în ediția de astăzi, de anul acesta, avem mai mulți poeți înscriși decât fotografi. Adică din 1500 de copii care s-au înscris în ediția trecută, peste 1500 de licei în toată țara, am avut în jur de 900 de poeți și 600 de fotografi. Ceea ce, bun, nu vorbim de calitatea multor creații. Noi vorbim de faptul că totuși au fost mai mulți tineri dorni să scrie, au simțit nevoia să scrie, să comunice în felul acesta, decât prin fotografie, care e și mai facilă, că acum toți copiii au telefon mobil, din păcate, și toți pot face fotografii imediat, nu mai trebuie tehnică. Deci, de asta vă spun, eu observând această schimbare a tendinței, eu înclin să cred că, din acest punct de vedere, poate ne întoarcem într-o zonă ceva mai firească, în care copiii simt nevoia să comunice prin... Știți, românii născut poet. Se simte încă. Adică chiar n-a dispărut lucrul ăsta și eu sper să nu dispară și, de fapt, motivul pentru care eu mă chinui foarte tare să țin în viață acest concurs este că este singurul spațiu la nivel național pentru liceeni unde aceștia se pot exprima astfel. Și nu mi-aș dori să dispară, pentru că îmi dau seama că existența lui i-a încurajat pe foarte mulți să scrie, să comunice, să facă fotografii, să joace teatru atunci când aveam și concursul de teatru. Mulți dintre ei și-au ales o carieră după aceea în domeniul respectiv și mi-este foarte teamă că dacă Licardul ar dispărea, ar sărăci în general societatea în oameni care n-ar mai fi stimulați să facă lucrurile astea. Da, mă bazam în ce spuneam eu pe faptul că dacă generațiile noastre erau obișnuite sau oricare dintre noi a scris o poezie măcar când era îndrăgostit în liceu sau ceva de acest gen, generațiile actuale, din păcate foarte mulți dintre ei se exprimă altfel, deci modul de exprimare este deci mai puțin cel de... Da, da, v-am zis, nu, știți de ce nu? Eu mi-aduc aminte de mine în liceu. Eu scriam. Da, vreau să vă spun că din 30 de câți eram noi în clasă, eram, hai să spun, vreo 5-6 care scriam. Da. Nu știu dacă acum sunt mult mai puțini. Sau din ce văd eu acum, deci nici, sigur, a scăzut pentru că s-a schimbat societatea, pentru că pe vremea aceea, da, să fii scriitor, puteai să treci din asta. Da? Deci erau scriitori care trăiau. Marin Preda trăia din scris.
poeții. Deci trăiau din scris, trăiau din, când, în momentul în care scoteai o carte și se vindea în 100.000 de exemplare. Puteai să treci din așa ceva. Azi nu mai poți să treci din așa ceva. Clar. Bine, prin străinătate se mai întâmplă acolo, să da, poți România nu. Da, și atunci nu există acest stimul pentru cei foarte talentați de a continua. De acord. Dar la nivel, eu nu cred. Eu să știți că cine îmi spune că tinerii de azi sunt diferiți de tinerii de acum 30 de ani, nu. Societatea îi face diferiți. Ei sunt la fel. Deci ei când sunt copii sunt la fel. Nu, părinții, școala și societatea îi pervertesc și îi fac să fie mai superficiali, mai lipsiți de cultură, mai analfabeți funcțional. Nu ei, ei sunt la fel. Eu nu cred în povestea asta cu că la nivel intelectual al inteligenței ne prostim. Nu. Eu cred că procentul de oameni inteligenți e același. Doar că societatea de azi nu mai știe ce să facă cu ei. Pe undeva, cred că aveți dreptate și până la urmă s-ar putea să priviți mai, să mai degaja lucrurile. Privind la clasă acum, la unul dintre liceele importante unde am predat mai mulți ani, aveam surpriza în care, vorbind despre televiziunile locale, să nu prea știe mare lucru despre ele, dar dintr-un simplu motiv, că nu dau filme. Da. Deci aveam de foarte multe ori și asta la copii destul de inteligenți și care aveau o anumită preocupare chiar spre partea aceasta. Pe partea aceea, apropo de preocupări, sunt generații și generații. Unii au avut, cum spuneam mai devreme, să se exprime așa, alții au preocupări și au avut preocupări pentru sport, nici pentru sport nu mai sunt aceleași preocupări și nu se mai face sport. Sau a fost anii 90 în care foarte mulți tineri se găseau la toate meeting-urile acelea care se făceau și prin București sau pe aici, pe la Gorj, să încercam să schimbăm directorii de școli sau altceva. Deci, până la urmă, diferă cumva, să spunem așa, optica, dar pe undeva s-a și schimbat puțin generațiile. Din acest motiv, și revenim la motivul acestei emisiuni, cred că televiziunea ar trebui să facă puțin mai mult, dar nu știu, poate și într-un mod diferit, în sensul de a putea fi, pentru că poți să faci, nu știu, să muți din loc într-o emisiune de televiziune, local sau național. Dacă nu vii, pentru că avem o altă problemă, în general tinerii, dacă cu drept de vot, nu merg la vot. De ce nu merg? Poate că sunt aceiași tineri, dacă ne uităm pe segmente, cei care se uită la televizor, o să găsim aceeași explicație, că nu se uită nici la televizor sau nu se uită nici la emisiunile de știri. E, cum facem să-i aducem din nou în fața televizorului pe cei care sunt deja acaparați de internet sau ceva de acest gen? Da, trebuie să ai oamenii capabili să facă emisiuni pentru tineri, de calitate, dar care să-i captiveze pe tineri. Cineva spunea, că tinerii nu s-au uitat la emisiuni culturale. Fals! Ca dovadă, în Franța sunt emisiuni culturale la care se uită foarte mulți tineri. Trebuie să știi cum să o faci. Nu mai poți să o faci ca acum 30 de ani. Trebuie să ai capacitatea de a o face în mod modern, în așa fel încât să fie interesantă pentru un tânăr și să găsești acele mijloace cool, acele mijloace prin care să ajungă la el informația pe care dorești să o transmiți. Nu poți să mai apar cu o carte și zici, ia și citește cărți. Uite că cartea asta este foarte bună. Nu, dar se fac. De asta spun, e suficient să ne uităm afară. Noi de obicei preluăm de afară numai prostiile sau dacă preluăm un lucru bun, îl adaptăm noi la realitatea românească, de nu mai e folosit. Dacă observați și companiile străine care vin în România, devin românești cât ai clipi. Deci dacă afară nu-și permit să nu-ți facă o autostradă în 15 ani, aici aș permit. Și nici n-o fac. Trebuie să ai cu cine să faci aceste emisiuni. Asta e marea problemă. Că nu există voință. Bun. Patronatul nu e interesat de așa ceva pentru că patronatul face tabloid și a câștigat banii. La revedere. Dar să zicem că ar avea voință. Să zicem că de mâine cineva ar vrea să facă. Uite, eu o să spunem că aș vrea să fac un canal cultural. Cultural educativ pentru tineri. Unde aș găsi realizatorii? Unde aș găsi eu pe acei și tineri, că nu poți să aduci totul. Adică poți să aduci. Trebuie să fie aproape de generația lor. Dar să fie aproape de generația, pentru că altfel e receptat cu altă încredere, care să fie capabil să vorbească, să aibă o cultură generală
extraordinară și să știe să facă o emisiune de televiziune atractivă. E foarte important. De unde să învețe? Primul că n-are de unde să învețe. Facultății nu învață asta. Facultății ne învață cum să scrie o știre și de multe ori și asta o învață prost. Nu învață cum se face cu adevărat o emisiune de televiziune în așa fel încât să... De cele mai multe ori se merge pe... Uitați-vă la televizor și învățați cum se face. Păi să mă ierte Dumnezeu, dacă te uiți la televizor și faci ce ai văzut la televizor. Ori eu mi-aduc aminte când a dispărut TVR Cultural. Vai, ce vaiet a fost. Aleu, nu ia dreptul la cultură, stai să vezi. Aiurea, audiența TVR Cultural era zero, deci nu se uita aproape nimeni. De ce? Eu mă consider un om educat, cu oarecare aplicare spre cultură. Eu nu mă puteam uita la TVR Cultural. Deci eu când începeau doi neni să vorbească așa, într-un platou prăfuit, păi eu după 5 minute mă plictiseam de moarte. Cum să nu se plictisească un puști de 16 ani? Cum să-l atras, să-l ții în fața televizorului? Ori, repet, se poate, tinerii nu sunt proști, iar tinerii, eu asta am observat, că întotdeauna lumea m-a întrebat, cum vi s-au părut tinerii? Debusolați și în disperată nevoie de cineva alături de ei, cineva mai mare alături de ei, căruia să-i poată pune întrebări și de la care să primească răspunsuri. E o disperată nevoie. Din păcate, cea mai mare problemă a tinerilor de azi este că sunt de capul lor, sunt lăsați singuri pe lume. Și nu, deși sigur că ei sunt refractari, ci că nu, undeva își doresc undeva în adâncul sufletului să poată pe cineva, să poată baza pe cineva și cineva să-i spună la un dat, uite, așa e bine, așa nu-i bine. Foarte mare. Chiar dacă în prima instanță o să spună da, știi tu, lasă că știu eu. Nu, undeva resimt această nevoie. Eu îmi dau seama din modul în care mă primesc pe mine și plăcerea cu care vorbesc cu mine și plăcerea cu care îmi pun întrebări și îmi răspund la întrebări. Se simte că au nevoie de o astfel de comunicare. Da, aici putem vorbi și se tot vorbește de lipsa de modele sau modelele care sunt, nu sunt cele care ar trebui să fie și dacă, e bine că nu le ia din apropo de media, că dacă le-ar lua din media s-ar putea să fie o problemă, dar asta e de tranziția românească din ultimii 27 de ani și cu siguranță o să mergem. Din nefericire ne apropiem de finalul emisiunii, ca să concluzionăm la cele spuse. Că am vorbit până la urmă de rolul televiziunii în viața noastră. Vorbim de televiziunile locale și vorbim mai ales de cele tematice. Având în vedere că suntem la unul de asemenea natură. Ce ne-ați putea spune sau care ar fi sfaturile dumneavoastră către noi, având în vedere și experiența televiziunilor naționale de gen, mai ales că aceste televiziuni au și un public anume, un public care s-a format în timp și care e cumva captiv în asemenea tipuri de televiziune. Bun, eu să vă mărturisesc ceva. Eu n-am avut rude la țară, cum se spunea, deci în provincie, în afara Bucureștiului. Eu am suferit foarte mult că eu nu, vara, iarna, eu n-aveam unde să mă duc în vacanță, nu mă puteam duce și eu cu vaca pe izlaz sau să mă arunc și eu într-un iaz cu băieții și deci n-am avut lucrurile, să mă urc într-un copac, să fur vișine, deci n-am. Eu am trăit la bloc toată viața, părinții mei la fel. N-am avut niciun contact cu muzica populară. L-am avut târziu, după Revoluție, în care am descoperit că rezonez foarte mult cu muzica populară. Nu sunt un ascultător, adică să nu se creadă că sunt dar îmi place când ascult și mai ales un anumit tip de muzică populară, îmi place să o ascult. Chiar îmi dă o senzație de bine. Mi-aduc aminte că butonam și ajungeam la emisiunea Marioarei Murărescu, Fiii Țărâna Ușoară, și mă trezeam după jumătate de oră că sunt tot acolo. Și zic, ia uite, stai un pic, că am rămas aici. E ceva acolo care... Încă o dată, rezonează probabil cu niște substraturi din mine. Eu mă bucur foarte tare că supraviețuiesc în România, în afara Bucureștiului, supraviețuiesc canale tematice care prezintă folclor, tradiții, muzică populară, pentru că este, dacă vreți, a rămas una dintre foarte puținele mijloace de a ține legătura cu trecutul nostru și cu autenticul românesc. Fără a fi, eu nu sunt un tip naționalist, mie nu-mi plac paradele naționaliste, dar cred că există un autentic românesc, cel care ne definește, dar aici nu mă refer doar la românul român și nu românul maghiar sau românul turc sau românul lipovean, nu, cel care a trăit în spațiu, pentru că până la urmă toți ne-am influențat și fiecare cultură a fiecărei minorități din țara asta a influențat-o și pe cea a majorității și viceversa. Deci noi acum, ca națiune, dacă vreți, suntem rezultatul
tuturor oamenilor care au trăit aici, nu doar a unora sau altora, de o anumită religie sau de o anumită etnie. Bun, eu cred că, și mă bucur foarte tare că aveți publicul dumneavoastră și că el continuă să vă fie fidel și chiar mi-aș dori să nu dispară, pentru că este un mod de a mai păstra ceva bun în acest haos și în această, hai să-i spunem, globalizare, care în sine nu e ceva rău. Depinde și cum o faci și cum o adopți și cum o aplici la nivelul fiecărei țări. Cu siguranță am vrea să vă mai ascultăm. Sunt multe lucruri care ni le-a spus. Să zicem că ar mai fi fost și niște întrebări de pus. Mulțumim pentru că ați fost alături de noi. Vă așteptăm din nou în Gorj și poate reușim să mai veniți în studioul nostru. Mulțumim mult pentru prezență. Dragi telespectatori, a fost domnul Radu Herjeu, membru CNA și o iau de la început, jurnalist, scriitor și toate cele, și ați putut avea, o să zicem așa, o fărâmă de originalitate din toate punctele de vedere. Mulțumim pentru atenție, la revedere!